Candidații care nu au promovat examenul își pot încerca norocul în august, când se anunță un examen la fel de dur ca și cel din iunie. Absolvenții respinși în vară vor susține examenul doar la materiile nepromovate. În sesiunea de vară, nici măcar jumătate dintre elevi nu a obținut nota de trecere la bacalaureat. Rata de promovabilitate a fost de doar 45,72%. După recorectarea lucrărilor contestate, a fost de 37,14%. Și pentru că la toamnă sunt mai puțini candidați, inspectorii școlari trebuie să găsească soluții pentru a-i grupa pe tineri în săli care au sistem de supraveghere. Ministerul Educației a transmis că examenul trebuie organizat cu prioritate în sălile dotate cu camere web. De asemenea, Ministerul Educației a atras atenția că toleranța față de fraudă va fi zero și la toamnă, la fel ca și în sesiunea din vară. Se anunță așadar un examen cu subiecte de aceeași dificultate ca la sesiunea încheiată recent. Înscrierile pentru susținerea bacalaureatului în toamnă se fac până vineri 15 iulie. Examenul propriu-zis se va desfășura între 24 august și 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate pe 4 septembrie, zi în care se vor depune și contestațiile. Afișarea rezultatelor finale este programată pe 7 septembrie.